Timp de 4 zile, la sfârșitul săptămânii trecute, specialiști sau doar pasionați au avut ocazia de a vedea echipamente militare de ultimă generație, alături de soluții tehnice noi și tendințe în domeniul securității și apărării la ExpoMil 2009. Desfășurată la Romexpo, expoziția de tehnică și tehnologie pentru apărare ExpoMil 2009 a reunit la standuri firme de renume din întreaga lume, alături de producători autohtoni, din ce în ce mai competitivi pe această piață exclusivistă, dar foarte atractivă. Extrem de interesantă și prima constatare ar fi că există produse românești competitive pe plan internațional. Rămâne un semn mare de întrebare, de ce nu reușim să vindem. Poate că în viitor apropiat vom găsi și soluția pentru aceasta. Aerostar se prezintă cu soluții de parteneriate pentru programele pe care Armata Română le are în vedere să le deruleze în anii următori. Parteneriate pentru programele majore și e vorba de programul de avion multirol, servicii de mentenanță pentru nou avion care va fi achiziționat de Ministerul Apărării Naționale. Totodată avem soluții de parteneriate care presupun o cantitate impresionantă de activități ce se pot desfășura în România, nu numai de către Aerostar, cât și de parteneri din industria română, pentru programele de transportor 8x8, 4x4. Suntem în continuare furnizor al sistemelor AFF, mă refer la integrarea acestor sisteme, instalarea și operaționalitatea lor pentru modulele cerute de către NATO, în viitor modul 5, actualmente am integrat modul 4 pe toate tipurile de platforme. Ne-am prezentat cu mașina de luptă a infanteriei modernizată, MLI-84M. Față de anii trecuți, am prezentat o modernizare a turelei OVS-25R cu lansatorul de rachete Spike. Produsul se poate vedea în exteriorul expoziției. Începând de anul acesta, am făcut primele livrări către beneficiarul final, Ministerul Apărării Naționale, a produsului MLI-84 echipat cu lansatorul de rachete Spike. Am adus două aplicații software de comandă control, una pentru fire control, o aplicație de comandă control destinată artileriei terestre, care furnizează comandanților de piesă o imagine reală și actualizată a câmpului de luptă. În plus, BC2A cinetic mobil, destinat soldaților desantați de pe transportoarele blindate, asigură aceleași capabilități ca și BC2A cinetic, aplicația care este deja instalată pe transportoarele blindate. Permite soldaților desantați lucru cu hărțile, vizualizarea situației tactice, a inamicilor și a trupelor proprii. Produsele prezentate de Ministerul Apărării sunt rezultate ale cercetării, platformele de avioane fără pilot, sisteme de robotică și cu puțin efort o să putem să le dezvoltăm și să le aducem în dotarea armatei. De asemenea, am văzut transportoare blindate, două variante, o variantă produsă de industria europeană, o variantă produsă de industria română. Este vorba de sistemul Saur 2, prezentat în premieră la această expoziție. Am văzut platforme de transport performante, sisteme de apărare antiaeriană și, în final, aș vrea să remarc sistemele de armament realizate de asemenea de industria română de apărare. Standurile Ministerului Apărării Naționale, cum vi s-au părut? Aș zice mulțumitoare. Sigur că cineva întreba de ce nu sunt de același nivel ca prezentare cu cele ale unor firme de tradiție din străinătate. Știți cum se spune, întotdeauna e loc de mai bine. Dincolo de prezentare însă, Ministerul Apărării Naționale, care a fost și unul dintre organizatori, a adus la ExpoMil 2009 câteva proiecte deosebit de interesante. Un sistem mini-UAV destinat trupelor terestre, în special comandant de pluton, trupe speciale, capabil să asigure transmisie de imagine în timp real. Este realizat la un preț de cost, zic eu, foarte competitiv, măsură care permite la o adică în cadrul misiunii platforma să fie considerată consumabilă, deci se poate renunța la ea, pe care am încercat să integrez echipamente de pe raft, cum se numesc ele în limbajul de specialitate, adică găsite la producătorii și accesate foarte ușor. Într-adevăr, ele deocamdată nu răspund tuturor standardelor militare, însă pentru anumite aplicații, pentru anumite categorii de forțe, pentru anumite obiective, își îndeplinesc misiunea.
Ca de obicei, venim cu cele două componente ale cercetării științifice din Academia Tehnică Militară, componenta fundamentală, care de data aceasta este reprezentată prin diverse lucrări științifice elaborate de către profesori și cercetătorii științifici, titulari ai Academiei Tehnice Militare, și sigur componenta de noutate cu partea de cercetare aplicativă, care anul acesta însumează 7 lucrări duse până la faza de demonstrator experimental sau model experimental. Cât de utilă este pentru Ministerul Apărării Naționale? Extrem de utilă, pentru că este un prilej în care se poate face un schimb de experiență, un schimb de păreri, un schimb de informații, care nu are decât să fie de ajutor pentru activitatea Ministerului. Este o expoziție organizată în condiții de criză. Din punctul meu de vedere, constat și al Departamentului pentru Armamente, cu satisfacție că sunt suficiente firme de renume și că prezintă produse care constituie în acest moment interesul armatei române. Și am mai adăugat noi, ediția de anul acesta, a 6-a Expo Mil, cu succesele și neîmplinirile ei, are meritul de a fi fost, pentru că, până la urmă, succesul și tradiția se nasc și din continuitate.